Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi îl reprezintă enigmele de la Cernobâl, dezvăluite de un cercetător. Un ajutor a venit din partea unui OZN. Vă prezint un articol despre explozia centralei de la Cernobâl din 1986, preluat de pe internet și în care se face referire la unele acțiuni ale civilizațiilor extraterestre benefice, intervenții care au redus mult consecințele catastrofale ce ar fi putut avea loc în urma accidentelor nucleare de la Cernobâl și Fukushima. Informațiile au fost trimise prin poșta electronică la adresa blogului GEA2012 de Tatiana Radu. Aceasta scrie că enigmele de la Cernobâl pot fi cu ușurință explicate dacă luăm în considerare ajutorul CERT care a fost oferit de OZN-urile ce aparțin unor civilizații extraterestre. Multe enigme legate de catastrofa de la Cernobâl din 26 aprilie 1986 au rămas încă și azi neexplicate. Profesorul Georges Loschac, președinte al Fundației Louis de Broglie, Fundație franceză pentru cercetare fundamentală în domeniul fizice, aduce în discuție unele dintre acestea. Capacul gigantic al unui reactor, având 2000 de tone, a fost ejectat. Profesorul Georges Loschac, spune prietenul meu, cercetătorul rus, Uruskoyev, mi-a mărturisit că nu știe ce forță a propulsat capacul reactorului Elena, care cântărea aproape 2000 de tone și care a căzut alături de reactor. Nu există nicio explicație rezonabilă în această privință, iar cei care pretind că ar ști despre ce e vorba, mint. Ipotezele vehiculate în presa științifică afirmă că incidentul s-ar fi datorat creșterii presiunii vaporilor din reactor, dar această explicație e prostească. Dacă presiunea vaporilor ar fi fost suficient de mare pentru a ridica un capac de o asemenea greutate, cu siguranță i-ar fi determinat și explozia pereților reactorului, iar așa ceva nu s-a petrecut. Pereții reactorului nu au fost nici măcar deformați. O diferență temporală enigmatică. Profesorul Loschac. Toată lumea s-a pus de acord asupra afirmației că explozia din sala de mașină a precedat-o pe cea a reactorului. Însă, în ceea ce privește aprecierea intervalului de timp dintre cele două explozii, s-a înregistrat un fapt inexplicabil. Toți cei care se găseau la fața locului au estimat că acest interval a fost de ordinul a 3 secunde. Totuși, exploziile au putut fi auzite la mulți kilometri depărtare de jur împrejur, iar martorii aflați la distanță au afirmat că intervalul dintre ele a fost de aproximativ 30 de secunde. E o diferență mult prea mare între aceste aprecieri pentru a o pune pe seama imprecizei subiective firești. Ne putem înșela cu 2-3 secunde, dar nu cu 30. 90% din combustibilul nuclear a dispărut. 10 tone de aluminiu au fost găsite în apropierea reactorului. Profesorul Loschac afirmă în continuare o altă enigmă, măsurând magma răcită din jurul bazei reactorului, grupul condus de Uruskoyev a estimat că după explozie nu a mai rămas decât 10-20% din combustibilul nuclear. Ce s-a petrecut deci cu cea mai mare parte din cantitatea de combustibil? Aceasta nu a putut fi disipată de norul de la Cernobâl. În același timp știm, chiar dacă aceasta nu s-a dezvăluit niciodată publicului larg, că au avut loc tot felul de transmutații în interiorul reactorului în momentul accidentului. De exemplu, s-au găsit în jurul reactorului 10 tone de aluminiu, metal care nu are nimic de a face cu construcția unui reactor. OZN-uri deasupra centralei de la Cernobâl. Explozia centralei nucleare de la Cernobâl din fosta Uniune Sovietică a provocat o emisie de câteva tone de materii radioactive în atmosferă. Însă această explozie de mari proporții nu a fost din fericire decât una termică. Nu a avut loc o explozie nucleară. Reactorul distrus conținea 180 de tone de uraniu îmbogățit. Dacă s-ar fi produs o explozie nucleară, consecințele ar fi fost mult mai cumplite. Numeroase teorii au căutat să explice această desfășurare norocoasă a evenimentului. Una dintre acestea vorbește de faptul că ar fi existat un ajutor venit din partea unui OZN. În momentul în care s-a declanșat catastrofa, martorii au putut vedea un obiect misterios planând deasupra celui de-al patrulea reactor al centralei nucleare. Sute de persoane au văzut acest obiect care a staționat în acea arie un anumit interval de timp. Iată ce ne spune Mikhail Varitsky. Împreună cu alte persoane din echipa mea am mers la locul exploziei noaptea. Am văzut un glob de foc cu diametrul de 6-8 metri care se mișca lent pe cer. Când a ajuns la aproximativ 300 de metri de cel de-al patrulea reactor, două raze de lumină purpurie s-au îndreptat către acesta. Totul a durat aproximativ 3 minute. Apoi luminile ce porneau din acest obiect s-au stins și acesta a zburat în direcția nord-vest. După aceasta, nivelul reactoarelor a scăzut la un sfert, fapt care probabil a făcut să fie evitată explozia nucleară.
Și după aceste evenimente, în zonă au fost observate în repetate rânduri obiecte zburătoare neobișnuite, care au putut fi chiar fotografiate. Mărturiile venite din partea unor oameni, a căror credibilitate nu poate fi pusă la îndoială, vin să confirme interesul acordat de civilizațiile extraterestre fenomenelor care au avut loc la Cernobâl. La ora actuală există certitudinea unei intervenții extraterestre ce a fost realizată pentru a atenua în mare parte natura acestei catastrofe. Așa cum am amintit, deocamdată nu există nicio explicație plauzibilă pe care știința contemporană să ne ofere pentru a înțelege cum a fost posibilă ejectarea unui capac de 2000 de tone fără deteriorarea pereților reactorului. Ar putea fi însă vorba de o forță antigravitațională necunoscută oamenilor de știință. Această forță misterioasă s-a manifestat în ansamblul spațiu-timp din apropierea exploziilor, influențând curgerea timpului local, fapt care ar putea explica modul diferit în care a fost perceput timpul în interiorul și în exteriorul centralei. S-a înregistrat o diferență temporală de aproximativ 27 de secunde. În plus, dispariția 90% din combustibil și descoperirea 10 tone de aluminiu inofensiv nu pot fi atribuite unei banale întâmplări și în acest caz tentativele științei de a explica fenomenele nu sunt convingătoare. Însă e clar că acolo s-a produs o transmutație controlată ce a blocat orice posibilitate de explozie nucleară. În plus, mărturiile cu privire la razele de lumină purpurie orientate de un OZN către reactorul 4 sunt asociate cu fotografii care confirmă fără echivoc acest lucru. De-a lungul timpului, mai mulți membri ai armatei americane ce se ocupau de rachete balistice nucleare au declarat că mai multe ogive nucleare au fost neutralizate de către OZN-uri. Ar fi foarte posibil ca în anumite cazuri încărcăturile de uraniu să fi fost transmutate și în locul lor să se fi găsit doar reziduri de aluminiu. Însă Armata Statelor Unite, ca de altfel și cele ruse, franceze și israeliene, nu au făcut niciodată declarații publice în legătură cu acest subiect. Activitatea OZN ieșită din comun deasupra centralei de la Fukushima. Explozia de la centrala din Fukushima este fără nicio îndoială cel mai mare accident nuclear de pe planetă, contaminând teoretic întreaga Japonie și punând în pericol, într-o măsură mai mare sau mai mică, viața din emisfera nordică. S-a estimat că nocivitatea acestei catastrofe nucleare este de 30 de ori mai mare decât cea de la Cernobâl. Niciodată o cantitate atât de mare de combustibil nuclear, uraniu, plutoniu, MOX, nu s-a găsit fără control în aer liber. Am vorbit mai sus despre fenomenul de transmutație ce a avut loc în interiorul reactorului de la Cernobâl. Știm că transmutarea uraniului în aluminiu este posibilă, dar știm noi oare să provocăm acest fenomen? Ne îndoim de acest fapt. În caz contrar, sisteme de securitate bazate pe acest tip de transmutație ar echipa toate centralele nucleare terestre. Fără a avea vreo explicație științifică viabilă și pe baza intervenției fotografiate, chiar filmate a OZN-urilor la Cernobâl, ideea că acest fenomen inedit de transmutație strâns legat de intervenția extraterestră e demnă de luat în considerare. Ca urmare a acestei intervenții, poluarea ce a survenit în urma accidentului nuclear de la Cernobâl a fost de 10 ori mai mică. În acest fel ne putem face o idee despre amploarea distrugerilor ce ar fi avut loc dacă nu s-ar fi produs transmutarea combustibilului nuclear. Cunoscând aceste aspecte și ținând cont de tonele de combustibil nuclear ce se aflau în joc în Japonia, accidentul de la Fukushima ar fi trebuit să fie de 300 de ori mai grav decât cel de la Cernobâl, dar nu a fost așa. În numărul 53 al revistei Sortiri du Nucleaire, care militează pentru renunțarea la tehnologiile nucleare și adoptarea unei noi politici energetice, se menționează că la Fukushima s-a emis de 10 ori mai puțin CS-137 decât la Cernobâl și de 100 de ori mai puțin Strontium-90. Emisia de iod-131 de la Fukushima a fost de asemenea inferioară celei de la Cernobâl. Luând în considerare masele de combustibil, numărul de reactoare afectate, bazinele cu uraniu de la Fukushima, aceste cifre sunt de neînțeles. E absurd să punem în discuție probitatea revistei antinucleare care a furnizat aceste cifre. Și atunci care este explicația? Nici dispozițiile inadecvate date de compania de energie electrică locală TEPCO, nici măsurile luate de guvernul japonez nu ar fi putut avea un asemenea impact. E vorba de ceva cu totul diferit. Nu am fi departe de realitate dacă am afirmat că 99% din efectele nocive de la Fukushima au fost și continuă să fie stopate. În plus, activitatea OZN deasupra Fukushimei este extraordinar de intensă,
Toate acestea converg către concluzia că aceste fenomene nu se petrec la întâmplare, ci că ele sunt dovada unei intervenții masive asupra zonei sinistrate și a împrejurimilor. Agenția Reuters, proprietatea familiei Rothschild, afirma pe 6 aprilie 2012 că nucleul reactorului 4 ar fi intrat în fuziune și că ar fi traversat socul reactorului. E ceea ce se numește sindromul chinezesc. Aceasta e consecința cea mai gravă a fuziunii unui reactor nuclear, în care elementele implicate în combustie străpun barierele ce le înconjoară și se scurg în pământ. Ținând însă cont de nivelul contaminării înregistrat, informația transmisă de Reuters, deși poate să pară logică și coerentă, nu poate fi adevărată. În realitate, ea ascunde fenomene ce scapă sordizilor mondialiști iluminați. Nu putem să nu remarcăm încă o dată că agențiile de presă de acest gen au rolul de a înfricoșa populația și de a o menține în ignoranță, căci ne reușește să inspire teamă, controlează oamenii. În realitate, nu poate fi vorba decât de cu un totul alt scenariu. O creștere bruscă a temperaturii nucleului se poate datora unui fenomen de transmutație similar celui de la Cernobâl. Aceasta nu indică o scurgere în pământ scăpată de sub control a combustibilului aflat în fuziune, ci un fenomen controlat de transmutare. Pentru a stopa fuziunea nucleară, e foarte probabil să regăsim în acest reactor o anumită cantitate de aluminiu, rod al unei transmutări cu rol protector. O altă posibilitate ar fi realizarea unei fuziuni controlate, asistată de mijloace tehnologice extraterestre. În acest caz, fie că reactorul ar fi găurit sau nu, nu s-ar înregistra efecte negative. Ceea ce s-ar scurge în pământ ar deveni inert, vitrificat. Toate acestea implică un control asupra transmutării MOX-ului, fluid nuclear, a uraniului și a plutonului, ceea ce depășește posibilitățile tehnologice actuale ale omenirii. El este de înțeles de ce TEPCO, cei câțiva membri ai guvernului japonez și clanul Rothschild, nu vor difuza o asemenea informație, chiar dacă sunt la curent cu ceea ce s-a petrecut. Aceasta ar implica recunoașterea existenței unei civilizații extraterestre care a intervenit pentru a repara distrugerile provocate de nebunia consorțiului transnațional. Totuși, analiza incidentelor de la Fukushima nu se poate opri aici. Toate acestea neputând explica faptul că 99% din efectele negative ale exploziei au fost stopate, fiind limitate la zona de amplasare a centralei, la atmosferă și la Oceanul Pacific. Având în vedere consecințele nefaste reduse ca amploare, ne putem gândi că a avut loc și o curățire a oceanului și a atmosferei prin transmutarea radionuclidelor. Dar cum s-a petrecut aceasta? Misterul va continua să existe atâta timp cât informațiile și explicațiile ce ne sunt oferite poartă cenzura sinistrei elite planetare a iluminaților. Astfel, chiar dacă o treime din suprafața sa a fost puternic afectată de poluarea radioactivă, Japonia e salvată. În continuare, forța colectivă, disciplina și spiritul civic al poporului japonez vor face ceea ce este necesar pentru a redresa o țară care părea condamnată pentru mult timp de acum înainte. La Fukushima a fost observat un dublu fenomen ufologic. A fost semnalată și prezența aparatelor Astra TR-3B și a altor sisteme antigravitaționale produse de forțele noii ordini mondiale. Acestea au sosit pentru a încerca să oprească intervenția civilizației extraterestre ce urmărea să repare stricăciunile produse. Totuși, în ciuda cercetărilor ce au avut loc în ultimii 70 de ani, tehnologia consorțului transnațional de care am amintit a rămas cu mult în urmă. Pe scurt, aceștia nu au de ales decât să asiste neputincioși la ce se petrece, nedispunând de cele necesare pentru a bloca astfel de intervenții venite din cosmos. Desigur, putem afirma că e vorba de un amestec în evoluția noastră, dar el are loc doar în caz de riscuri majore. Strategiile și tehnologiile folosite de acești binefăcători necunoscuți depășesc de departe tot ceea ce noua ordine mondială a reușit să pună în aplicare cu ajutorul exosbirilor săi. După toate aparențele, o inteligență necunoscută și o înțelepciune cosmică ancestrală par a supraveghea și controla sistemul nostru solar. Oare nu ar trebui să numim providență această bunăvoință venind din ceruri? În concluzie, toate aceste informații întăresc ipoteza că forțe dotate cu înțelepciune și tehnologii extrem de avansate veghează asupra noastră, intervenind atunci când există riscuri majore pentru omenire și pentru planeta Pământ. Ne putem întreba dacă această bunăvoință venind din cosmos nu este chiar mâna providenței ce conduce cu înțelepciune întregul univers și implicit sistemul nostru solar. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.